Salut, sunt Radeș de la Playbike și astăzi vom învăța cum se strânge jocul cuvetelor. În primul rând trebuie avut în vedere faptul că trebuie să avem destulă distanțiere pentru a putea strânge jocul. În al doilea rând trebuie să avem în vedere și faptul că pipa trebuie să fie poziționată corect ca să avem poziția corectă pe bicicletă, să nu stăm cu ghidonul prea ridicat sau ghidonul prea lăsat în jos. În al treilea rând, când se strânge jocul, trebuie să avem în vedere următorul fapt. Aici, după cum puteți vedea, se vede o distanță destul de mare, cam 5 mm, între gâtul furcii, care este acesta, și distanțierul. Acest lucru ne ajută să strângem capacul pipei, capacul cuvetelor și apoi ca să aibă o pârghie destul de mare ca să se strângă jocul. Dacă nu se întâmplă acest lucru, distanța nu este destulă, jocul tot o să rămână. Trebuie să mai avem în vedere când se strâng cuvetele să nu rămânem cu joc în cuvete sau să nu fie strânse prea tare încât să nu se miște cum trebuie furca. Se strânge la simț, nu se strânge prea tare și apoi încercăm să punem pipa să fie cât mai dreaptă. Apoi se strâng cele două șuruburi din lateral ca să nu se miște ghidonul. Acest lucru este foarte important. S-ar putea să avem accidente din cauza că nu este destul de strâns șurubul din lateral și apoi să se sucească roata și să se întâmple ceva neplăcut. După ce am terminat de strâns, mai verificăm o dată șuruburile să fie strânse destul și am rezolvat problema. Cam atât despre strânsul cuvetelor. Până data viitoare, vă salut și spor la pedalat!